Dacă mâine dimineață vă treziți, vă beți cafeaua și vă vine așa un gâghia că mă întorc în fotbalul românesc, ați mai avea puterea financiară să vă luptați cu echipele mari de acum? Nu se pune problema așa. Dacă m-aș scola cu asemenea gând, primul gând ar trebui să chem ambulanța. Și să ne pun la cap în ce am trecut, chiar mi-ar trebui. Dacă am astfel de gânduri, normal, trebuie să chem să vină ambulanța. Pentru că la ce s-a întâmplat și ce măgării au fost și eu, că nu le-am făcut publice. Dar probabil că, mă rog, când mă voi mai liniști și mă retrag, e foarte, foarte, foarte interesantă va fi. Foarte, 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 foarte interesant va fi. Pentru că, mă rog, s-au întâmplat lucruri și s-au distrus prietenii adevărate între timp. Multe, multe lucruri care sub nicio formă, nu că o dată cu vârsta îți vine mintea la cap. Nu, dar știți de ce vă întreb? Am primit acum un mesaj, deci mesajul este imens pentru dumneavoastră, e ca o scrisoare deschisă, nu pot să citesc tot, citesc doar câteva bucăți. Rugați-l pe domnul Porumboiu să preia Dinamo. E complicat pentru Dinamo, scriu de 7 ani că trebuie să scăpăm de Negoiță, mă rog, și tot repetă să vă rugăm pe dumneavoastră să luați Dinamo. Cum răspundeți? Mulțumesc de invitație, dar nu dansez și nu-mi place să mă duc la o masă unde n-are picioare. Adică Dinamo în gestiunea domnului Negoiță nu mai are nicio șansă? Stai un pic, vă mai zic un mesaj domnul Porumboiu, că sunteți cel mai bun conducător de club. Mi-aș fi dorit să fi preluat Porumboiu Rapidul, spune Marius Grozav. Vă iubește lumea, se pare. Asta da, cu Rapidul da, a fost o... Și să știți acum, nu știu dacă am mai spus, dar îmi place să repet treaba. Asta am fost foarte, foarte aproape, am avut lungi negocieri cu George, care îl respect și pot să spun că îmi este prieten, vorbesc de Copos. Da. Și o să-i transmit și personal și prin dumneavoastră, repet, pentru a doua oară, la mulți ani celor care sărbătoresc astăzi Sfântul Gheorghe. Mă rog, deci am fost foarte, foarte aproape. Cât de aproape, domnul Porumboiu? Dați-ne câteva detalii din negocieri. Foarte, foarte aproape. Am stat mult că, ca să fiu sincer, au fost așa lungi perioade de negocieri și foarte, foarte aproape. S-a întâmplat ceva ce, mă rog, n-am prevăzut nici eu, nici el. Dar mă interesa și eram chiar Rapidul. Asta cred, când? Când eram echipa, mă implicam la Vaslui și a fost momentul în care, mă rog, am pierdut titlul atunci și trebuia. George a avut dreptate că nu o să pot niciodată să... Deci 2012, dar, cam așa. Poftim, da, cam așa ceva și... Discuții au fost lungi, dar până la urmă cred că am făcut bine. Semnalul a fost bun pentru că am fost dezamăgit de reacția spectatorilor în momentul în care l-au arestat și sau se judeca dosarul lui Copos la... Când s-au dus cu coliva. S-au dus cu îmbrăcat, cu, mă rog, cu făcut în astea de ținut, lucruri urâte. Și am zis, Doamne, bine că n-am făcut treaba asta și de atunci și nici nu mai sunt, cum să spun așa, de aproape. Sufletește, da. Înainte de 89, ca să vă spun și treaba asta, că eu am fost arbitru, indiferent ce spune, eu am fost arbitru. Eu n-am fost din asta să mai aibă cineva și vă dați seama că arbitram cele mai multe meciuri Steaua Dinamo și pe vremea aia și după vremea cealaltă. Și toată lumea, Dinamo avea coloana lor de arbitri, încolonați, Steaua avea coloana lor de arbitri. Eu n-am fost afiliat, dar, nu știu, așa, mi-au plăcut, mi-a plăcea să arbitrez în Giulești, o atmosferă, așa cum se spune, destul de plăcută și erau mai necăjiți. Și nu mi-a plăcut niciodată să dau un om necăjit și chiar am rămas, multe meciuri au fost așa, am fost ca un porbonor pentru ei, până s-a întâmplat un meci la Pitești, Rapidul cu Pitești cu 90, au avut spectatorii niște acțiuni din astea deplasate și ușor, ușor să, v-ați mai domolit pasiunea. Nu era o pasiune, era o simpatie, așa că toți eu știam ce se întâmplă în arbitrajul românesc și știam cum erau toți. Primeau arbitri care, mă rog, sunt mari, sau au spus ei că au fost mari, primeau bilețele la indirecte, pe cui să dea cartona și galbene și ce să facă, vă dați seama. Da.
Am rămas de multe ori așa, siderat de ce... Dar eu n-am avut treabă cu niciun fel de echipă și chiar pot să spun că a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele și unde am fost impecabil a fost cea de arbitru. Celelalte mai... Se mai poate discuta. Adică o să vă întreb legat de asta, dar spuneți-mi, vă rog, domnule Pornopoli, să zicem că ați fi luat Rapidul. Stau și mă gândesc dacă la Vaslui ați adus atâtea vedete pe la Rapid, cu ce suporteri și ce emulație era, înseamnă că făceați PSG de România. Nu, e greu acum. Dacă nu s-a întâmplat, ce sens are să spun ce aș fi făcut? Nu s-a întâmplat. În schimb, repet, am rămas într-o relație excelentă cu George. Asta este viața. Nu s-a întâmplat și de multe ori nici nu-mi place să spun ce aș fi făcut, ceea ce n-am făcut. Dacă n-am făcut, n-am făcut. Punct. Nu mai pot să spun. Aș fi întors trenurile, nu mai mergeau înainte, o luau înapoi. Nu se mai dădea la poartă la 20 de metri. Se trecea la poartă în afara stadionului. Deci, nu, astea sunt doar simple, să le spun așa, mă rog, comentarii din astea, să spun așa, la gura sobei. Că acum toți stau oamenii în casă și pot să asculte. Dar făcând o paralelă între ce conducători aveam în acea perioadă și ce dueluri, orgolii, ambiții și ce vedeți astăzi în Liga 1, că tot ați menționat și de Rapid, apar tot felul de investitori, primării, cum vi se pare? Nu, una. Erau campioane cum erau și erau măsluite din cauza celor care conduceau federația, arbitrii, Liga Profesionistă, care erau măsluite, dar... În rest erau conducători care, nu poți fi Timișoara că n-avea conducători, că din potrivă. Erau echipe puternice și era un campionat în care se investea foarte mult. Chiar Urziceni, care a ieșit și campion, trecând mai departe, cele consacrate de acum. CFR-ul avea, să spun așa, tot timpul, era colivă, ei aveau bomboana puse pe colivă. Deci, multe echipe care, Rapid, nu mai vorbesc, deci erau echipe care, cum spun, trăgeau la titlu, se băteau. Craiova, chiar Craiova lui Mititelu, care multă lume îl înjură pe Mititelu, dar Mititelu și-a băgat banii lui, atenție. Așa, Mititelu, dacă primea și el la NRP 100 și ceva de milioane, făcea Craiova... Aoleu, că... domnul Porumbăiu, o să sară Rotaru pe dumneavoastră acum. Cine o să sară? Rotaru. Dar cine e Rotaru? Sare și Rotaru pe mine chiar înseamnă că mă duc, stau încă 20 de ani să stau în carantină. Ce dacă? Eu spun niște lucruri aia. Am o admirație pentru Mititelu, care a băgat banii lui personal, banii familiei. El n-a venit cu bani de la NRP sau nu știu de unde. Aștia sunt... Dacă are ceva împotrivă, să poate să conteste, să mă dea în judecate, dacă cumva... Se iasă la interval, cum se spune în fotbal. Poftiți? Se iasă la interval. Nu, glumesc. Nu, dacă, dar nu, eu spun lucruri reale. Eu n-am intrat în discuții cu noi să spun povești nemuritoare sau nu știu ce. Eu spun lucruri corect, concrete și am vrut să apreciez din cei care au fost foarte mulți și nici nu vreau să-i enumăr pe toți care au fost conducători și care aveau echipe și se implicau. La marea măsură erau banii lor, nu banii de la nu știu unde, nu banii la județ, nu banii la primării, nu. Deci erau oameni care s-au implicat sau, da, din păcate unii din ei au sfârșit-o destul de prost și faptul că unii dintre ei au intrat în închisoare, multe lucruri care s-au petrecut, dar fotbalul avea mult mai mare calitate decât cel de acum. Și eu nu pot să, n-am niciun fel, am prietenie cu Mititelu, dar sunt un om obiectiv și omul ăla, când bagi banii tăi și rupi de la, mă rog, de la familie treaba asta, trebuie să respecti pe un om de rest dacă ești așa mare, să-l înjuri pe Mititelu sau să vorbesc cu de el. El a făcut ce a putut și omul, dar și la era lucrurile limitate, că a fost de multe ori și el, mă rog, pus în situații neplăcute. Dar eu spun de lucruri care s-au petrecut. Nu. Domnule Porumboi, spuneați de perioada în care ați fost arbitru, că ați fost un arbitru corect, echidistant, dar că erau echipele mari care aveau arbitrii sub comandă, să spunem așa. Categoric. Cum comentați? Și nu, n-are sens acum, o să apară treaba asta. Erau coloane. Coloana lui Dinamo, coloana lui Rapid.
Și, pardon, am greșit. Coloana lui Steaua, coloana lui Dinamo. Da. Și erau arbitri care erau clar nominalizați pentru, mă rog, și când cum jucau... Cum vă făceați loc printre... Poftiți? Eu nu mi-am făcut loc. Nu, nu. Ei au avut nevoie de mine, ca la meciul de direct aveau nevoie de arbitru corect. Și știau de fiecare ce poate fiecare. Asta e tare de tot, domnul Porumboiu. Poftiți? Asta e chiar tare. Aveau nevoie și de arbitru corect. Păi, dar aveau nevoie între ele ce puteau să facă, că să mâncau între ele. Și vă dați seama, juca echipa securității cu echipa partidului, juca echipa lui Ceaușescu cu echipa lui Postelnicu. Vă dați seama că nu era ușor și numai Postelnicu nu avea numai treaba asta. Câți erau din ăștia care... Povestiți-ne un pic, vă rog. Am arbitrat un meci, așa. Am arbitrat, mă rog, un primul meci Dinamo Steaua. L-am arbitrat, nu știam, m-a sunat neapetit, dar nu să-l ierte. Eu eram delegat la Cugir cu CFR Cluj, în divizia B. Și m-a sunat, am plecat să jucam meciul sâmbătă, am plecat vineri dimineața cu trenul până la Șibot. Și când am ajuns la Șibot, să mă aștept o mașină să ajung la Cugir, în gar la Șibot cine era? Era comandantul miliției județene de la Vaslui. Ce fi cu ăsta? E nebun, ce mă? Știi că arbitrezi Dinamo Steaua și păi trebuie să ne întâlnim cu tovarășul Vorbulescu la București, la Ministerul de Interne. Ce să caut eu acolo? Și, mă rog, am mai povestit treaba asta. Așa. Am arbitrat meciul, când m-a anunțat repetică tătar la telefon, sincer să fiu că mi-a spus că arbitrezi Dinamo Steaua, prima, așa, parcă mi-a picat telefonul din mână. Nu mi-a picat, dar a fost o senzație că mi-a picat telefonul din mână. Aveam 5 meciuri în prima ligă. A, aveați și... emoții? Normal, normal, că emoții n-ai cu la orice meci avea emoții. Și s-au când făcut presiune asupra când dumneavoastră? Când ajung la Vaslui, ca să plec pe București, m-am întors cu trenul, nu m-am dus la București, m-am întors pe Timișoara, Iași. Și când am ajuns la Vaslui, mă căuta șeful clubului Steaua, la Vaslui. Și era chiar în hotelul care mi-a aparține astăzi. Așa. Și să discute cu mine. Dom'le, n-am ce să stau eu cu dumneata, eu trebuie să anunț federația. Și am anunțat federația și vorbeam, era Mircea Pascu, vicepreședinte, secretar din Ulescu. Și când am început să spun, amândoi mi-au spus să vorbesc în șoapte. Eu am spus, ce să vorbesc în șoapte? N-am să vorbi în șoapte. Asta s-a întâmplat. Au anunțat pe toate canalele și pe Dinamo și pe Steaua, vă dați seama. Și după treaba asta, au anunțat și la jucător, la antrenor, și spune, arbitrează un nebun. Eu eram nebunul, că i-am anunțat că m-au căutat unii și alții.